Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto. Astăzi vom vorbi despre Bitcoin, un mic update pentru că în zilele trecute am avut o volatilitate extraordinar de mare și oportunități foarte, foarte bune de buy, dar și în momentul acesta stați liniștiți că este ok, puteți să cumpărați diferite criptomonede. În cazul criptomonedelor, vă voi crea un video pentru zilele următoare, poate chiar pentru mâine, ca să nu treacă prea mult timp și să vedem un pump uimitor pe Bitcoin și să crească și celelalte și să pierdeți ocazia. Bun, voi face un video în care o să vă prezint câteva criptomonede care au potențial pe termen lung, da? Dacă vreți să cumpărați acum și peste câteva zile să faceți 100x, da, ați greșit canalul, da? Nu vorbim despre 100x, 1000x și chestii de genul, pentru acele lucruri sunt alte canale, da? Canalul acesta nu este despre așa ceva. Pe canalul acesta facem profit, da, pe termen lung sau profit, nu știu, 10%, 20%, 30% vindem în trepte și așa mai departe. Depinde oricum și de profilul vostru de investitor. Dacă sunteți unul mai conservator și aveți o vârstă mai înaintată, da, și aveți un capital foarte mare, da, atunci, desigur, trebuie să vă scădeți riscurile și atunci ar fi mai ok să băgați în anumite criptomonede decât în altele. De altfel, dacă aveți, nu știu, 20-30 de ani și aveți un capital mai micuț, mai scăzut, atunci ar fi cazul să încercați să investiți și în niște criptomonede cu o capitalizare de piață mai micuță, dar despre asta nu discutăm în acest video. Ok, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat cu Bitcoin. În cazul Bitcoin, practic, prețul a coborât de la aproape 40.000 la sub 30.000, da? S-a dus până la 29.700, ceva de genul. Asta s-a întâmplat ieri, din câte putem vedea aici, 29.700 și un pic. Ceea ce se întâmplă în acest moment este foarte interesant, totuși să fie acesta bottomul, da, să fie acesta prețul de la care vom porni și vom urca în cazul Bitcoin și vom vedea un pump spectaculos, nu cred neapărat. Acum nu știe nimeni cu siguranță când va fi, care este bottomul, care va fi cel mai jos preț din această perioadă sau din perioada următoare în cazul Bitcoin. Ceea ce știm la momentul actual este că această zonă de aici, de la 27.000 și 30.000, este o zonă foarte, foarte importantă și avem un suport excelent în această zonă. De altfel, v-am și pus pe comunitate un order de buy pe care l-am luat pe Binance ieri sau altăieri. Alaltă, cred, nu mai știu exact, ia să vedem aici. Comunitate, scrie acum o zi, dar cred că a fost acum 2 zile, nu mai știu exact când. Acesta este orderul de buy, un buy de 32,6 Bitcoin, un buy pe la prețul de 30.420, foarte aproape de bottom pentru ziua respectivă. Dar mai apoi prețul, desigur, a scăzut și mai mult în ziua următoare, în ziua de 10 mai. Da, deci această postare, această publicare a fost făcută de fapt acum 2 zile, chiar că scrie acum o zi, probabil n-au trecut încă 48 de ore complete și da, se scrie o zi. Apoi, desigur, am avut aici un bottom la 29.700, nu am mai cumpărat, după cum v-am spus, și în acest, nu știu ce este asta, un sondaj cu un text, mă rog, v-am spus că ar mai merge o acumulare încă pe la 27.000 de dolari pe BTC. Pentru 30.000 am acumulat suficient, oricum media generală a prețului eu am destul de jos, undeva la 26.000 spre 27.000. Și cam atât în cazul achizițiilor. Deocamdată am cumpărat un pic de Bitcoin prin această zonă foarte, foarte importantă. Voi mai cumpăra și aici dacă este cazul și un pic mai jos, dar totuși nu cred că vom sparge, vom pierde acest suport vreodată. Totuși nu se știe niciodată. Oricum, la momentul actual, ceea ce vedem, această candle de aici de ieri nu ne place foarte mult. Este mult mai bună decât o candelă roșie, desigur, dar nu ne place foarte mult pentru că avem acest X, această umbră, această linie subțire foarte, foarte lungă în partea superioară, ceea ce înseamnă faptul că a existat o presiune foarte mare, da, a vânzătorilor, să spunem așa,
Și practic Bitcoin nu a rezistat din punct de vedere al prețului la acest nivel de 32.600. La momentul actual vedem că prețul se află la 31.400 și ceva, aproape 31.500, ceea ce este ok. Vedem cum se termină și în această zi candela pe, deocamdată suntem pe daily, da? Deci fiecare candela reprezintă o zi, prețul Bitcoin cum a variat, da? Și cum s-a încheiat și mai departe. Aici, ce aș fi vrut să văd eu în general? Aș fi vrut să văd un pattern de tipul Three White Soldiers, deci trei soldați albi. Nu s-a întâmplat și nu cred că se întâmplă, pentru că nu poate fi considerat un pattern de acest tip, de tip Three White Soldiers, care este un pattern bullish, pentru că avem aceste UX-uri destul de mari. Și nu prea avem aceste candele pline, da? Asta ne interesa în cazul unui pattern de tip Three White Soldiers, trei soldați albi, și nu s-a întâmplat. Totuși este ok că suntem pe verde deocamdată. Următoarea rezistență o avem aici, în această zonă, 35.700. După cum v-am spus și data trecută, acum câteva zile, înainte ca Bitcoin să își ia această pierderea suportului de 35.700, care mai apoi acum este desigur o rezistență. V-am spus că acest suport este foarte important și este ultimul suport, să spunem așa, cel mai important suport și cel mai mare suport înainte de căderea în această zonă de 27.000, 30.000, da? După cum am pierdut acest suport, vedeți aici o capitulare a Bitcoin și practic în doar câte zile, să vedem. Deci aici s-a încheiat sub 35.700, iar apoi în doar 2 zile am ajuns de la 35.500 la 30.000 fix. Mi se pare că a încheiat ziua pe 9 mai. Iar apoi pe 10 a mai avut o scădere, dar totuși prețul a reușit să se recupereze. Am avut un mic pump de undeva la 8-9%. Așadar, practic și de data aceasta, chiar dacă am avut acest suport foarte, foarte bun, acum a devenit o rezistență și dat fiind și faptul că ne aflăm într-un bear market, ne aflăm într-un downtrend, deci într-un trend descendent și dat fiind faptul că aici avem o rezistență foarte importantă, în următoarea perioadă prețul Bitcoin nu cred că îl vom vedea mai sus de 35.700, da? Deci nu cred că va reuși să spargă această rezistență. Este o rezistență foarte importantă. Ne aflăm, după cum ai spus, în bear market, ne aflăm într-un downtrend, mai ales în ultimele zile, da? În ultimele săptămâni. Am ieșit din acel uptrend, din acel trend ascendent, care ne putea duce și pe noi măcar pe la un 50.000, 52.000 ca și preț în cazul Bitcoin. Deocamdată, la ce ne putem aștepta, după cum am mai spus, ne putem aștepta la un mic pump în zilele următoare, un mic pump până în această zonă, da, de 35.000, iar apoi vom vedea ce se va mai întâmpla, da? Pentru că deocamdată vedem aici candele verzi, dar trebuie să vedem pe o perioadă un pic mai lungă ce se va mai întâmpla, da? Pentru că deocamdată am văzut, dacă vă uitați un pic pe știri pentru cripto, dacă vă uitați un pic pe CoinMarket, ca pe CoinGecko și alte platforme de genul, veți observa că cei de la Luna, de la Fundația Luna, care au creat proiectul Crypto Luna cu criptomoneda Terra, unde este, mă? Nu mai găsesc acum, a scăzut așa de mult Terra Luna, dar a scăzut foarte mult, undeva la 80% a pierdut din valoare, da? De asta vă spun în general că Bitcoin și Ether sunt cele mai, să spun așa, între ghilimele, cele mai sigure, pentru că au capitalizarea de piață cea mai mare și riscul ca ele să scadă procentual foarte mult sau mult mai mult decât celelalte criptomonede este mai micuț și riscul de manipulare este mai micuț, dat fiind faptul că avem o capitalizare de piață foarte mare. În cazul acesta am rămas cu o capitalizare de piață de undeva la 600 de miliarde de dolari în cazul Bitcoin și o capitalizare de piață de undeva la 300 de miliarde în cazul ETH. Bun, în cazul Luna Terra am avut o pierdere extraordinar de mare, iar
stablecoinul lor, care în teorie trebuia să rămână la 1 dolar, pentru că asta face un stablecoin, dar rămâne la un preț stabil. Iar în cazul ăsta era un stablecoin prin care tu trebuia să poți tranzacționa diferite lucruri la un preț care reflecta și prețul, mă rog, valoarea dolarului american, da? Nu s-a întâmplat acest lucru, se pare că Terra USD, da, care este tot așa un proiect al celor de la Fundația Luna, se pare că nu mai se află la 1 dolar, da? Și nu mai este un stablecoin aparent în acest moment. A pierdut undeva la 20% din valoare în ultimele 7 zile, ceea ce este impresionant și oarecum negativ pentru piața cripto, pentru că dacă vom vedea din ce în ce mai multe lucruri, din ce în ce mai multe stablecoin-uri că fac chestii de genul, da, oarecum criptoinvestitorii își vor pierde și investitorii mari își vor cam pierde încrederea în piața cripto. În trecut, ia să vedem dacă mai avem pe aici unde e categoria de stablecoin. Aș vrea să văd categoria de stablecoin, pentru că în trecut, și nu în trecutul foarte îndepărtat, ci în trecutul oarecum apropiat, aș spune eu, am avut încă un stablecoin care își pierduse din valoare și nu mai era 1 dolar, da, cum trebuia să fie, ci scăzuse foarte mult. Asta mi se pare, Neutrino USD. Neutrino USD, ia să vedem. Vedeți aici? Ia să vedem. O lună pe o lună, graficul pe o lună, graficul pe 3 luni. Aici. Din câte puteți vedea în cazul acesta, s-a întâmplat ca Neutrino USD, care este tot un stablecoin, să scadă tot cam ca și criptomoneda, ca stablecoin celor de la Luna. A scăzut undeva pe la 69 de cenți de la 1 dolar, da, mă rog, 99 de cenți, în jurul 1 dolar, da, și abia și-a revenit apoi după câteva zile, ba chiar mai mult, cred că o săptămână a trecut, ia să vedem, la 4, la, da, cam o săptămână a trecut până să își revină, iar acum se pare că au din nou probleme cei de la Neutrino USD, da, aceste stablecoin-uri, pentru, în cazul stablecoin-urilor, vă recomand să vă țineți banii în stablecoin-uri gen USDC sau BUSD, dar la momentul actual cel mai sigur îl văd USDC-ul, da? Dacă vreți să vă țineți banii neapărat într-un stablecoin și să nu îi țineți neapărat direct în dolari sau direct în euro, da? Dacă vreți să îi țineți într-un stablecoin, țineți în USDC. USDT-ul nu vi-l recomand, vi-l recomand doar când vreți să tranzacționați, pentru că veți găsi mai multe perechi, da, pe care le puteți tranzacționa cu ajutorul USDT, cu toate că are o capitalizare de piață mult mai mare. Acum, pe partea de indice de frică și lăcomie, ieri am avut o frică extremă, la fel ca și în zilele trecute, dar aici ne-am aflat la cel mai mic nivel, să spunem așa, de fapt cel mai mare nivel de frică în cazul acesta. Am avut valoarea acestui indice a fost de 10, da? Lucru care nu s-a mai întâmplat cam de un an, dar nici acum un an nu cred că am avut la 10 acest indice. Astăzi se pare că un pic ne revenim, de la 10 ne-am dus la 12, pentru că au văzut criptoinvestitorii că prețul începe oarecum să pompeze un pic, da? Dar totuși încă nu este ceva sigur, după cum v-am mai spus, trebuie să vedem cum se încheie această zi. Deocamdată văd aici că pompează Bitcoin, ok, avem cumpărători deocamdată, dar trebuie să vedem cum se vor sfârși și următoarele zile. Totuși, pe termen scurt, aș spune că, într-un caz bullish, cam aici ne vom opri, da? Ne vom opri pe la 35.700, asta dacă nu vor apărea cine știe ce știri foarte pozitive care vor impacta, desigur, piața cripto și acest lucru se va reflecta în creșterea prețului Bitcoin și, desigur, atragerea și purtarea și celorlalte criptomonede și tokenuri, la fel cam ca în cazul Bitcoin, deci cu creștere în cazul tokenurilor și unor criptomonede care au capitalizare de piață mai micuță. Desigur, acelea sunt în general când Bitcoin crește și ele cresc, dar cresc mai mult, dar procentual, iar când scade Bitcoin, ele scad, desigur, mult mai mult procentual decât Bitcoin, da? Pentru că Bitcoin, chiar dacă a scăzut, nu a scăzut la fel de mult ca multe alte proiecte. Unele s-au dus în cap, da? Altele au scăzut, s-au dus în cap în sensul că au avut scăderi de 9, peste 90%.
Am văzut chiar și din top 20, top 15 cât era înainte, că proiectele astea din top 20, top 15 nu sunt infailibile și că au și ele posibile și ele scăderi foarte mari, cum am văzut în cazul Terra Luna, scăderi de până la peste 80% și chiar și transformarea acestui stablecoin în nu știu, într-o criptomonedă volatilă momentan, care nu mai este, nu știu, n-aș mai considera momentan stablecoin, pentru că nu mai se aplică definiția de stablecoin acestui proiect Terra USD deocamdată. Și cam atât, v-aș spune să stați atenți în ceea ce vă băgați bani, să nu investiți mai mult decât vă puteți permite, da? Pentru că știu că foarte mulți și-au pierdut în această perioadă banii, pentru că s-au speriat că a fost această scădere de 20-30% în ultima lună și ghiștii au vândut tot în pierdere, da? Dar acum vor fi multe persoane care vor cumpăra, da? Pentru că am ajuns deja în această zonă foarte importantă. Nu zic că nu vor mai exista scăderi, da? Dar aceasta este o zonă foarte importantă în care foarte mulți criptoinvestitori, capital foarte mare și instituții financiare aveau ordere de buy, precum v-am semnalat și eu. Bine, nu este o semnalare sau un semnal sau chestii de genul, dar v-am arătat că am cumpărat, da, voi puteți să faceți orice doriți. Am cumpărat 32,6 BTC pe la 30.420 ca și preț. Deocamdată sunt ok, acest lucru mi-a crescut un pic media, de la 26.000 spre 27.000 acum, dar nu e nicio problemă, sunt ok, sunt aici pentru un termen lung, nu sunt aici pentru a face 100x și a pleca în 2 zile, pentru că acest lucru nu se întâmplă. În general, cei care caută 100x în 2 zile își iau țeapă într-o zi. Și cam atât. Sper că acest video a fost util, sper că v-a plăcut. Noi ne vom revedea curând, pentru că deocamdată piața cripto este foarte volatilă și voi încerca să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă. Da? Deci voi face în curând niște video legate de ce cripto să cumpărăm, ce cripto să evităm, diferite sfaturi sau, mă rog, opinii personale legate de manageria unui portofoliu, probabil, nu știu, vedem. Cam atât pentru astăzi, la revedere!